Subscribe now. Ce faci, cum ești? Bine, tu ce faci? Bine, uite pe aici pe oameni, încerc și eu să găsesc persoane în care să discut. Cum te cheamă? George, îmi pare bine, apropo. Leila mă cheamă. Cum? Leila. Leila? Auzi, da. Nu te supăra pe mine. Nu te supăra pe mine, dar asta e nume de cățea. Adică nu te supăra pe mine. Ți-am zis, am nu crezut te că îi faci tu un compliment că e cel mai frumos nume, da. Nu, dar jur că am... Deci Leila sună nume de cățea, n-am treabă, jur. Deci eu n-am auzit numele ăsta la o fată în România. E nume străin? Sunt unguroaică și de poate pe asta mai mamă. Dar de ce vorbești română? A, bine, eu n-am nimic cu ei, dar oricum să știi că ardealul e al nostru. Păi, pentru că mama e învățătoare. Transilvania, pardon, și... îmi cer scuze. M-a învățat. Mama ta cum? Mama e educatoare și m-a învățat să vorbesc românește. Micinas. Șerbită, Micinas. Ia, uite mă că vorbești și ungurește. Dar de unde știi ungurește? Poftim? De unde știi ungurește? Cine te-a învățat ungurește? Păi mama și tata și tot neamul. Am înțeles, am înțeles. Și de unde ești din România? Brașov. Frumos. Eu sunt din Cluj. Acolo vreau să mă duc la facultate. Poți să te mai întreb o chestie? Ce vrea? Adică unghiile tale chiar sunt adevărate unghiile alea? Acum nu, că trebuia să le tai ca să le fac din nou. Mă rog, adică nu-mi place culoarea, știi? Adică mi se pare foarte ciudată culoarea. Adică e ciudat așa, mă, culoarea, nu știu. Uite, am și o întrebare, te rog frumos, dar despre pe mine că te întreb. Ce vrea să simbolizezi? Nu, adică, mă rog, e o problemă pentru tine când te duci la toaletă și te ștergi, adică când te ștergi cu hârtiuța la funduleț, ca să folosesc termeni din ăștia. Nu te, adică nu te deranjează cu unghiile alea mari, adică nu te zgârie sau ceva de genul? Nu, că nu așa mă șterg. Dar cum te ștergi? Adică cum ții hârtia în mână? Cum... O ții așa? Duce hârtie, te rog. O secundă, sau șervețel, mă rog, să mă gen șervețel. Cum țin hârtia. Da, adică tu cu unghiile mari, că n-aștia. Sunt foarte curios, nu știu, chiar sunt foarte curios cum fac fetele cu da, unghii mari. Da, adică tu le ai mici. Dar sunt unele fete cu unghiile așa, zici că sunt de-alea, zic cum le zice, paste. Uite, o ții așa. O ții... What the fuck, man? Adică tu te ștești cu toată palma la cur? Hai că da, dacă e. Păi da, mă, adică pui toată palma și te ștergi cu ea? What the fuck? Wow, ce nu, tare. Nu, doar cu... A, doar cu degetele, unghiile. Cu degetele. Da, da, am da. Înțeles. Păi da, da, așa fac și eu. Dar mă gândeam, adică, că nu deranjează, nu știu. Da, uite, te mai întreb o chestie. Ți s-a întâmplat vreodată, de exemplu, când... nu știu, când să te atingi puțin la fundule și să rămână ceva pe sub unghii? Da, mă, știu niciodată. Că sunt prostesc, dar întreb, nu știu. S-a întâmplat? Niciodată. Niciodată? Da, mă rog. Da, oare așa procedează toate fetele care au unghii din astea mari, adică alea mai mari la fel se șterg? Sau pun hârtia drept pe unghii și se șterg așa? Habar n-am. Mamă, frate, nu știu, e foarte ciudat, adică stăteam așa și mă gândeam, fetele cu unghii mari, adică cum procedează, cum face chestia asta, nu știu. Nu știu. Era așa o chestie foarte, foarte, foarte ciudată. Da. Și ai prieten? Nu am. Dar ai avut? Niciodată. Adică ești încă fată mare? Să zicem că da. Păi dacă ai zis să zicem că da, înseamnă că nici tu nu știi. Păi nu știu la ce te referi. Adică mai ești virgină sau nu? Asta te întreb. Nu, nu sunt, nu sunt. Ah, ok, ok. Deci ți-ai început viața sexuală. Da. Și uite, când ai început viața sexuală, de exemplu, te-a durut prima dată când ai avut contact cu persoana respectivă? Cui altă întrebare tu nu ai really acum pe bune? Iartă-mă, bine, cum te cheamă? Denisa. Bună, Denisa. Bine, hai să vorbesc cu tine atunci. Bună. Bună. Bine, mă, Denisa, iartă-mă, dar ce am întrebat? Că doar am vrut să vorbesc cu ea, am întrebat-o niște nu, chestii. Dar serios, dar faci o fată, o persoană să se simtă prost că îi pui astfel de... Da, nu mă simt. Nu, păi da, dacă i-am răspunde, putea să zic că poți să spui, te rog frumos, altceva, ea vorbește, e foarte deschisă, nu ca tine, dar ce te... Tu mai ești virgină, mă, Deniso? Ia zi, hai. Nu, dar mai sunt. Păi așa, Deniso, ce te deranjează? Și când ți-ai băgat-o, când te-a penetrat ăla, te-a durut sau nu, Deniso? Ia zi.
Da, m-a durut. Păi așa vezi și de ce te băgai tu în seamă dacă eu vorbeam cu ea? Aveai tu, ia uite mă, te drag, vrei să... A, tu vrei să fii întrebată de mine, am înțeles. Bravo mă nebunu, asta era problema ta. Că nu, am vorbat... frate, dar pui niște întrebări, adică totuși nu și-au rost. E, ba da, și-aveau rostul, pentru că eu am niște curiozități la anumite fete. Ce, ia uite mă, frate, care e problema? Eu te-am întrebat, uite, eu vorbeam cu ea și te-ai băgat-o ce repede în seamă. Ce fel de curiozități? Astea-s curiozități? Da, ce, ți se pare anormal să întrebi așa ceva? Tu uite, întreabă-mă și tu, n-ai niște chestii dacă sau fetișuri din astea cu băieți să vezi, să afli diferite chestii de la ei? Haide, spune, aștept. Pune-mi întrebări. Da, tu vorbești eu cu pulărăi pe față telefon. De băieți nu-i pun astfel de întrebări. Bine, mă. Nu-ți faci la asta un chestii de astea, frate. Da, îmi fac. Înseamnă că ești antisocial. Nu, sunt foarte social, dimpotrivă. Nu vezi că dacă eram antisocial nu știam să vorbesc cu voi. Gen antisocial, tu nu ești pe afară, nu... Nu, mă, nu, ce dacă eu sunt prost să vorbesc cu lumea pe stradă, ce ai nebun la cap, nu. Mie îmi place să vorbesc pe internet cu oamenii. 3. Și ia să vorbesc și cu fata cealaltă. Domnișoara, ce faci? Bună. Oooo, să rămână. Cum te cheamă? Beatrice. O, Beatrice, uite, un nume frumos. Adică frumos, sună... Mulțumesc. Nu am nimic cu tine, cum ai zis Lolita. Nu, ca un nume de câine, știi? Da. Nu, iartă-mă, dar nu știu, dar... Uite, Beatrice, na. Beatrice, tu ești tot unguroaică? Da. Ah, dar e bine, mă, uite că vorbiți și sunteți foarte deschise. Chiar mă bucură chestia asta. Eu n-am nimic cu nimeni, adică chiar sunt foarte... Dar, na, mă rog, eu sunt așa mai tâmpit. Eu sunt mai tâmpit de fel. Vă plac băieții tâmpiți? Desigur. Foarte da. Mult, credere. Serios? A, nu Beatrice, contează. Tu mai ești virgină? Nu. A, ok. Deci, bă, da, uite mă, deci sunteți foarte... Da, bine, acum urmează întrebarea aia. Bănuiesc că sunteți niște fete majore, nu? Da. Normal. A, eu credeam că sunteți minore, știi? Că dacă îmi spuneați că are una 15 ani, 16 ani, 17 ani, era, na, mă rog. Și ce ați făcut? Dar niciuna dintre voi nu mai aveți prieteni acum? Serios acum? Adică chiar nu mai aveți prieteni? Nu. A, am înțeles. Da. Dar alt nume nu mai ai în afară de ăla? Edina. Păi de ce nu mi-ai zis mă că te cheamă Edina? Că sună așa mai... Didina, zic că la noi la român se zice Didina, știi? Zic Didina. Și mai rău, și mai rău. Păi da, e mai ok, zic Didina, uite, puteai să zici că te cheamă Didina sau Didi. Sau Edina, na, poți să zici Didina, că e mai ușor, adică dacă zici așa, sincer. Dar de ce râde mă Denisa? De ce râde Denisa? N-am înțeles. Băi, Beatrice, ce ți se pare amuzant? Ia uite mă ce râd de aia mă, dar de ce râzi mă? Snor că nu te înțelegi! Păi da mă, dar nu, adică la modul că nu mi-e greu, adică nu am reținut numele ăla, nu da, dar nu are. Sau de greu să zici Edina. Edina, uite, păi e mai ușor, Edina. Da, dar Edina sună românesc. Nu. Știi ce zic? Te rog eu frumos să mă ierți. Dacă, nu știu, nu credeți că vreuna din voi ați avea vreodată, ați putea avea un prieten așa, un iubit ca și mine? Niciodată. Sorry. Bine, Deniso, cu tine nici nu m-aș fute cu lumina stinsă, dacă te spune drept. Nici eu nu te-aș fute. Hai mă, lasă-mă în pace, ce dracu, ai nebun la cap. Prea te bagi rău de tot în discuția mea cu fetele astea două. Mai ales cu Edina. Și care-i problema? Te oftici? Dar de ce te bagi, mă, tu? Da, mă, mă bag eu, care-i e scafandru? Problema? Da. Sau e supozitor de te bagi între noi? Mă bag pentru că-s prietenele mele și nu suport să se ia cineva de ele. Dar nu mă luam de ele, că nu le-am jicnit, nu le-am dar jicnit. Dar cum mai frate, să zici Didina? Ce greu să zici Edina. Da, mă, ce, am zis eu să sune așa mai patriotic. Se pe pare normal. Se pare anormal ce am zis? Pe bune acum? Hello? Da! Hello? Edina, să știi că îmi place foarte mult de tine și aș vrea să ne cunoaștem. Nu știu, crezi că ai putea să-mi oferi șansa asta? Nu. Desigur că da. Da, chiar. De ce nu? Vrei să te iau în Anglia să fac bani cu tine? Da. Serios? Eu cred că m-am îndrăgostit de tine, jur. Vrăjeala asta la ea nu funcționează. Mă bucur.
Denis, o taci din gură, nu te mai băga între noi, te rog eu frumos. Dar nu vezi vreau, de treaba ta. Nu pot să tac. Ia vezi acolo, fă-ți unghiile, vezi de treaba ta, lasă-mă să vorbesc și eu cu fata asta. Nu vreau, nu pot, crede-mă. Îmi fac și eu aici o combina, ai nebun la cap, după ce că n-am dat nicio fată în seara asta pe un Megal, am și eu șansa vieții mele acum. Ori mă însor, ori nu mă însor în seara asta, ce mama dracu. Nu, anul ăsta n-ai cum să te însori. Nu. O vreau pe ea de nevastă. Cel puțin nu cu una din cele mai bune prietene ale mele. Ia uite mă, ești nebun, o să fii geloasă dacă eu sunt musulman, o să le iau pe amândouă. Eu pe, nu pe iau, ele da. Niciodată, credem. Eu sunt musulman și o să le iau de neveste, pardon. O să le iau de neveste pe amândouă. Ați acceptat ideea asta de da, a avea un bărbat să împărțiți amândouă un bărbat? Adică știi cum, știi cum problemă. Eu de exemplu dacă aș avea niște soții, de exemplu, una pentru una aș lucra într-o de zi și pe una aș trimite-o să lucreze noaptea, în timp ce aia se uită la mine când dorm sau chestii din astea, știi? Adică una să lucreze ziua și una noaptea, să nu se întâlnească una cu alta, știi, ca să se certe între ele. O viață întreagă. Ce ziceți? Credeți că vă puteți băga într-o asemenea relație cu un ciudat ca mine? Vă surde ideea? Eu am bani mulți de învârt cu lopata, eu sunt șmecherul de tot. Uai de cap nostru. Mm-hmm. Da, vorbesc serios. S-au murit lăudătorii? Am propria mea afacere aici în Anglia. Mă ocup cu d-alea, cu... Duși femeie la produs. Nu mă, nu, de ce sunteți mă rele mă? Am firmă de facem grob pentru morți. Nu nimic, nici eu. Am firmă de facem grob pentru morți. Și taicul meu cu asta se ocupă. Serios? Da, una e să faci grob în Anglia, știi? Nu știu, în România cred că se incinerează, dar în Anglia se fac gropi ca să îi îngropăm pe ăștia aici, da. Nu mă, ce aveți mă, pe bune? Beatrice, dar tu prea trăiți așa la mine, îți place de mine? Da, fii sincer acum, îți place de mine? Da, sincer. Do you like me? Da, cum să? Give me a kiss. Of course. That's not even a question. Băi, Denis, ia vină încoace la cameră. Tomurile udătorii, te oftici, oftică-te, nebunule! Mamă, ești nebună la cap. De când ai mai văzut penis, Denis? Stai cu minte că hai zi, e greu sinceră. Cu mine. Fii sinceră când ți-ai tras-o ultima dată. Te rog eu frumos dacă nu-mi răspunzi. Subscribe now!